Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Drobeta Turnu Severin, în cadrul căreia s-au discutat mai multe puncte de pe ordinea de zi, care privesc anumite obiective care urmează a fi implementate în vederea unei dezvoltări armonioase a orașului nostru. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin au fost discutate mai multe proiecte de pe ordinea de zi, dintre care se evidențiază trei seturi de proiecte esențiale care vin în sprijinul cetățenilor și sunt de o importanță majoră pentru orașul nostru. Un prim aspect foarte important îl redă faptul că cei de la firma de gaz, care erau responsabili de extinderea rețelei de gaze în municipiu, au hotărât să o vândă. Astfel dispare problema extinderii rețelei de gaze din municipiu, cetățenii urmând să beneficieze de această facilitate în curând prin intermediul unei firme noi care dispune de banii necesari pentru a face această investiție în Drobeta Turnu Severin. Totodată s-a discutat despre un alt punct foarte important și anume faptul că sunt accesate fonduri europene prin programul POR pentru obiectele importante care reprezintă de fapt emblema Severinului. Aici amintim Castelul Artelor, Cetatea Medievală a Severinului și Palatul Cultural, obiective care au fost mereu în atenția autorităților. Un alt set de hotărâri au fost și legat de fonduri europene. Încercăm să atragem fonduri europene și pe România-Serbia și pe România-Bulgaria. În continuare mergem și pe POR. Avem inclus aici și Castelul Artelor și Cetatea Medievală și Palatul Cultural, instituții care au nevoie de fonduri europene și depunem împreună aceste proiecte. De asemenea, un alt proiect foarte important pentru Drobeta Turnu Severin este proiectul Angel Saligny, prin care se prevede asfaltarea 43 de străzi importante, menite să ducă la dezvoltarea orașului nostru din punct de vedere al infrastructurii rutiere. O altă problemă pentru severineni extrem de importantă este legată de proiectul Angel Saligny, cel de asfaltare străzi. Avem 43 de străzi pe care le vom asfalta pe acest proiect. Astăzi am depus ultimele documente pentru Ministerul Dezvoltării. Așteptăm să fie evaluat și sperăm ca până la sfârșitul anului să avem totul încheiat, licitație, câștigător și să dăm prima lopată la asfaltarea acestor străzi importante pentru o mare parte dintre severineni. Municipiul Drobeta Turnu Severin a cunoscut o dezvoltare impresionantă datorită primarului Marius Creciu, care s-a ocupat întotdeauna de necesitățile severinenilor, creându-le astfel cele mai bune condiții de trai și conturând o imagine europeană a orașului nostru.